În continuare, dragii mei vărsători, Soare, Lună, Venus, Ascendent, în vărsător. Am pregătit ultima etalare, cărțile pentru ultima etalare, despre viața voastră intimă a unora dintre voi. Ce este foarte interesant la aceste mesaje, chiar confirmă că ceva nu a fost bine. A sărit, eu așa zic că a sărit, da, chiar a sărit, că așa se întâmplă. 7 de cupe, dar invers. 7 de cupe e o poezie, e un vis. E un vis frumos. Speranțe. Fantezii. Dar a venit cartea invers. Unul dintre voi nu mai vrea fantezii, nu mai vrea speranțe de șarte, nu mai vrea iluzii, cu alte cuvinte. Asta pentru că în cuplu, 4 reprezintă pentru mine casa, da? Este un semn fix, 4, în cuplu, unul dintre voi a preferat genul de exprimări sexuale, intime, foarte reci. Unul dintre voi nu a comunicat ce își dorește emoțional, senzual, celălalt a forțat de multe ori situația, a forțat mental, a încercat să impună controlul într-un fel sau altul. Evident că aici este vorba și de o lipsă de comunicare, o neînțelegere. O neînțelegere. Nepotrivire, mai bine zis. O nepotrivire. Și în condițiile astea, unul și-a dat seama că dacă a crezut că o să fie ceva frumos, cavalerul de cupe, valetul de cupe, a fost doar o speranță de șarte. Persoana rămâne rece și distantă. Ia uite, semne de aer. Probabil s-au spus cuvinte, probabil celălalt a căutat să experimenteze de dragul experimentării, dar fără implicări emoționale, dragii mei. Fără implicări emoționale. Cavalerul de spade, da, vrea jucării, dar asta tocmai ca să fugă de sufletul său, pentru că nu este în stare, nu este suficient de evoluat și nu este în stare să-și acceseze inima în momentul în care, ia uite cum revine, dar secrete, în momentul în care face dragoste. Adică, bine, are un act intim, dar nu-și accesează inima. Rămâne la nivel mental și din cauza asta se plictisește și mai vrea să experimenteze una alta, jucării, parteneri, diferite chestii, ca să nu intru eu prea mult în detalii. Și totuși apare o scânteie, o pasiune pentru cineva în secret și unul care o fi acela începe să viseze. Dar visează într-o altă direcție, cum s-a văzut, visează într-o altă direcție pentru că cineva, într-un mod secret, posibil semn de apă sau semn de foc, într-un mod misterios, să zicem, îi aprinde flacăra, pasiunea. Posibil cineva l-am dat și a pierdut și pasiunea, stând într-un cuplu în care nu se comunica, unul era. Am zis, da, 4 de spade, se vede acum 2 de monede, unul stea cu spatele și altul trebuia să facă munca de convingere. Ia uite, cavalerul de cupe. Cel căruia sau căreia i s-au reaprins călcâile și nu neapărat călcâile, i s-a aprins sufletul. Sufletul își dorește să comunice și să călătorească către acest ideal, către acest personaj. Care, într-un fel sau altul, nu este teamă să-și arate vulnerabilitatea. Sau dacă este teamă, va fi protejată. Cavalerul în acest moment îl simt că ar vrea să salveze această domnișoară. Dacă este prinsă, vorba vine. E un soi de exprimare mai subtilă, da? Dacă este prinsă într-un moment de slăbiciune, de vulnerabilitate, de goliciune, da? În care, să zicem, iar fi jenă, este încurajată de pasiunea lui să își exprime și această latură. Pentru că nu este nicio problemă. Este apreciată. Și asta pentru că acest cavaler, în alte relații, nu a experimentat vulnerabilitatea partenerului sau a sa personală. Înțelegeți, da? Simte multe pasiune pentru acest personaj, regele de bâte. Multă pasiune, probabil este o persoană care atrage atenția și, foarte interesant, o persoană care integrează masculinul și femininul într-o singură ființă, sub o singură
pelerină. O persoană pe care o așteaptă și care i-ar putea echilibra poftele, nevoile, că vorbim de pământ, nevoile intime. Vărsător. Evident că această domnișoară goală poate să reprezinte și un bărbat, nu neapărat gol, nu, dragii mei, nu. Un om într-un moment de vulnerabilitate, eventual rănit, care încearcă să se curețe, cum e acest personaj energetic, da? E un moment special și atunci vine cineva care îl încurajează. Da, curăță-te energetic, emoțional, de ce nu ți-a prit? Eu sunt aici, te aștept cu pasiune, faci bine ceea ce faci. Regele de monede. Valetul de monede. Eventual, după ce se curăță această ființă, iau-te regina de cupe, după ce se curăță această ființă, încearcă și își explorează senzualitatea amândoi. Se îmbată în emoții. Eventual, Domnul ar vrea-o pe ea mai îmbătată, mai îmbăiată și mai îmbătată. În fine, aici deja sunt mai multe cupe, sunt emoții, nu ca la patru de spade. Nu, nu. Și aici, în continuare, regina de cupe. Regina de cupe care oferă drăgălășenii o pace. La pieptul ei, probabil că îi place foarte mult, sau îi va place, sau îi place să stea lipit de pieptul ei. Sau invers, doamna, să se cuibărească la pieptul lui. E o regină. E o regină a dragostei și nu vorbesc acum despre regina sexului, a dragostei. Chiar simte, oricine vine în preajma acestei regine cu planete în semne de apă. Zic, cu planete, nu musei semn de apă. Pot să fie și progresive. Cine vine în preajma acestei persoane simte altfel de dragoste. O dragoste adevărată. Și există și cinci de spade. Cineva gelos, cineva care urmărește din umbră, în tăcere, singur, singură, da? Urmărește cum cei doi fac dragoste sau se exprimă unul față de celălalt. Și totuși, în iulie, unul din voi, posibil cel care se cuplează cu această regină a dragostei, a iubirii, va călători către acest suflet pereche. Posibil acest suflet pereche care a apărut și în poziția acțiunilor la numărul 2. Da, unul este gelos pe bucuria și fericirea celuilalt. Iar apare 5 de spade, 5 de băte. Cineva este extrem de gelos, probabil persoana care este obsedată. De fericirea cuiva. De 9 de cupe. 9 de cupe. Încă o carte pentru vărsători. Cu fi semn de aer, cu fi semn de pământ, cineva este... Nu, de pământ, vreau să zic aer sau foc. Cineva este... Asta? Că este să iau. Și s-a împiedicat și în asta. De ce s-a împiedicat în asta? Aha, ce frumos. Deci asta vreau să vină. Ce frumos. Valetul de băte. Tot pasiune. Pasiune, pasiune. Valetul de băte reprezintă o chimie specială între cei doi. Dacă la un moment dat se recunosc emoțional, cei doi se recunoaște o întâlnire. E o întâlnire fantastică. Fantastică din punct de vedere emoțional. Se aprinde ceva în sufletul, cel puțin al Domnului. Aici e flacăra și vorbim de cupe, da, de inimă. Se aprinde ceva. Și o recunoaștere. Că, de fapt, eu de așa ceva aveam nevoie, nu de ce am trăit până acum. După ce își explorează senzualitatea în diferite forme, poate prin băutură, prin mâncare, mai ales că e semn de pământ, sau cu aspecte, după ce își exprimă și pasiunea și focul, da? Și dorul, cred că a fost și mult dor, dacă cineva a fost la distanță sau dacă s-a așteptat prea mult, cu fiecare experiență împreună se va ajunge la acest as de monede. Se va pune bazele, se vor pune bazele unei relații de lungă durată. Da? În care amândoi vor avea siguranța că
Rămân împreună, că se înțeleg. Am zis că doamna stă pe pieptul domnului, ce frumos, poate domnul e mai bronzat, ce frumos. Ha. Mai posibil, domnul, da? Să fie mai... Cum se zice astăzi? Ia, e chestia asta de Mercur retrograd. Nu mă să-i bronzat. Să aibă de la natură pielea un pic mai oliv, mai... Da, îmi scapă, știți voi la ce mă gândesc. Da, uite ce frumos. Și uite așa, uite așa, încet, încet, se ajunge la acest as de monede, la această stabilitate, la această inimă care rămâne undeva imprimată în piatră, în piatră. O dragoste și o pasiune care va rămâne mult timp. Și uite așa se echilibrează viața și vă bucurați de acest soare împreună, de această creștere și spirituală, de toate senzațiile pe care nu le-ați trăit lângă cei care au încercat să vă cucerească, da, au încercat printr-o pasiune exprimată din zonele de jos ale corpului și nu din suflet, da? Aici soarele. Și iar domnul, posibil, într-un anumit context, nu se mai uită la această tentație. Nu mă interesează. Da? Adică, nu mă interesează. Oi fi frumoasă, dar pentru mine nu mai... 7 de spade. Nu mă mai înțeleg, pur și simplu. Nu mai se poate. 8 de cupe, iar eliberare, da? 8 de spade, abținere, da? Nu, pentru că am pe altcineva care mi-a reaprins flacăra. Cineva care... mă dorește cu toată ființa, cu toată ființa, nu doar din zona de jos a corpului și care nu ține musa să se expună, să fie atât de cuceritoare fizic, mă cucerește prin lumina pe care o are. Și, evident, și prin vulnerabilitate, și prin stabilitate, și prin pasiune, prin tot ce are. Cam aceasta e etalarea. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!